dragi colegi, am onoarea să premiem astăzi pe colegul vostru, elevul nostru, care zilele trecute a dat dovadă de o bună creștere, o bună educație oferită de către școală, de familie, pe scurt, un bun român. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile. Gabriel tocmai terminase cursurile și mergea spre casă pe traseul obișnuit. La un moment dat, pe trotuar a observat un portofel pe care l-a luat fără să-l deschidă însă. S-a întors la școală și l-a dat dirigintei. Câțiva colegi au încercat să-l ispitească să renunțe la gestul său, dar dorința de a face bine a fost mai mare. Eu, într-o bună zi, voi vrea să fac fotbalist. Și fotbalist și polițai. Alții l-au felicitat pentru gestul pe care l-a făcut. O diplomă de onoare din partea școlii, Gabriel, San Gabriel Constantin, te felicităm. Alături de diplomă primești din partea noastră o minge de fotbal, două cărți pentru vârsta ta și un echipament sportiv. Fiind un copilaș, un gest mic, o faptă mare, totuși, nu putea să nu rămână răsplătită și de noi, de conducerea școlii și de toți colegii mei. Cât de mare a fost tentația la copil să-și bage bani în buzunar, să pitule portofelul, până la urmă educația pe care a primit-o acasă și la școală, sunt convins, l-a învățat doamna învățătoare și doamna dirigintă, l-a făcut să vină și să aducă portofelul dirigintei, să ajungă la director și până la urmă la persoana care o eroare din neglijență a pierdut acel portofel. În portofelul găsit erau câteva sute de lei, carduri bancare și documente de identitate.